Potrivit unui comunicat al Direcției Județene de Statistică Sălaj, în luna martie s-a înregistrat o ușoară scădere a prețurilor la produsele alimentare față de luna precedentă. Cea mai mare ieftinire s-a simțit în cazul ouălor, de 6,83%, urmate de cartofi, al căror preț a scăzut cu 2,27%, și ulei cu 1,31%. Cu toate acestea, au existat și produse alimentare al căror preț a crescut în luna martie. Dintre acestea, amintim fasolea boabe, al cărui preț a crescut cu 3,41%, citricele, care s-au scumpit cu 1,83%, și carnea de pui, în cazul căreia s-a înregistrat o creștere de preț cu 0,20%. Dacă în luna martie prețurile pentru unele alimente de bază au scăzut, cu siguranță statistica nu va mai fi aceeași în luna aprilie. Scumpirea carburanților, dar și sărbătorile pascale vor influența negativ datele statistice, deoarece comercianții români ne-au obișnuit să crească prețurile înaintea sărbătorilor, iar majorarea prețului la carburanți a determinat de asemenea majorări de preț.